acest film nu este o premieră aici la Paris, pentru că am mai avut seri de film. Da, am mai văzut Les Ans du Chambre, pentru că am vrut să facem o seară de film franțuzesc și atunci a fost super ok. Am mai avut o seară de film franțuzesc în colaborare cu doamna Camila Mitache, profesor de franceză la Liceul Economic, și atunci am făcut, am proiectat un film despre viața elevilor, Derrière les murs, un film în limba franceză. Am mai făcut o seară de Stephen King, dar cred că a fost cu ocazia Halloween-ului, sau două seri. Într-una am proiectat filmul Cujo după King și într-una Dreamcatcher, asta după King. De asemenea, am mai văzut Les Ans du Chambre, cum am spus deja aici, și am mai făcut Mala Vita și cu Michelle Pfeiffer. Okay. Deci nu suntem chiar novici în arta proiectelor filmelor aici. Mala Vita cu Robert De Niro. Așa se zice numele lui original. Da. Și aceste seri de proiecte de film se adaugă unui proces mai amplu de încercare, de culturalizare a cafenelei. S-a fost mai încercare, eu cred că am deci și reușit. Deci o reîntoarcere la cafeneaua literară și culturală. Da. Pentru că am avut mai multe demersuri asemănătoare, am făcut lansări de carte, am făcut expoziții foto, lăsând la o parte serile noastre tematice, cum ar fi de ziua recolt, de Halloween sau de... Am mai făcut și sărbători tematice, da, stil da, country, stil franțuzesc, da. Ce am mai făcut? Inclusiv expoziții de handmade-uri, expoziții de desene, deci cam tot ce am putut organiza. Și am făcut și o celebră seară cu tematică romanesc sau țigănească. A, da, am avut chiar și o seară țigănească într-un an, în mai, când am îmbrăcat în seși după moda gypsy, am pus și am făcut mâncare la ceaun în mijlocul cafenei. Și am gătit aici. Ideea cu seara Stephen King a pornit de la faptul că suntem pe 21 septembrie, când este ziua maestrului, spun maestru pentru că dânsul este maestru genului horror. Și pot să fac o mică paranteză apropo de genul horror? Da. Că genul horror pare o chestie simplistă sau o chestie ușoară. De fapt, după mine, Stephen King este unul din cei mai mari exploratori psihanalitici ai, și în literatură, bine, și filmele care le urmează, pentru că el explorează părțile întunecate ale omului, ale minții umane, de care în general lumea se ferește, dar care el le descoperă într-un mod magistral și cu un talent epic ieșit din comun. Există o expresie, fear porn. Exploatează foarte bine frica. Frica cu toată gama ei. Dar metoda de explorare a fricii este o metodă destul de subtilă. Nu este una cu monștri care sar și te gândești un ochi. Genul de filme, un fel de western gotic, transpus în suburbia, sau cum Dumnezeu îl spune, suburbie, corectați-mă lingviștii de aici. N-am fost foarte mare fan al lui Stephen King, nu l-am găsit ca și scriitor foarte comestibil, dar a făcut câteva scenarii de film bune. Despre părerile lui politice, că na, ca orice scriitor trebuia să se bage și în politică, iarăși nu mă pronunț pentru că majoritatea greșesc. Cei care se pricep la fotbal, la orice, să rămână la domeniul lor. Și recunosc că am venit pentru George, da. Barry Lyndon, nu mai vine Stanley Kubrick numele, unul din regizorii mei preferați, alături de Bergman, de Woody Allen, de Kurosawa, de... ar trebui să vorbesc jumătate de oră ca să termin. Stanley Kubrick, el este, l-a făcut mare pe Stephen King. Anii 80 au fost ai lui, toate filmele pe care erau filmele de videotecă, le-am devorat, era adolescența noastră. Acum ne-am maturizat și
trecem la lucruri serioase. Selfie 69, corect. A spus da, cam atât am avut de spus. Despre film, despre Shining. Shining, minimalist. Scuze-mă. Cu toate că pare grandios. Și puțin metafizic. Mai mult, mult mai mult. Duce pe domnul Nicholson, îl duce pe culmi nemai văzute și nemai... îl lasă să se desfășoare și dă tot ce poate. Văzut înainte, în Zbor deasupra unui cuib de curci, în Chinatown, în ce Dumnezeu a mai făcut el cu Angelica Houston, în acel neo-noir, cum se spune. Poștașul sună întotdeauna de... dar în filmul ăsta a fost lăsat. Frate, fă ce vrei tu. Nu ești cu Polanski, nu ești cu John Huston, ești cu Stanley Kubrick, un tip care a început ca fotograf. În New York, făcea fotografie de stradă. Fie vorba între noi. Bună, bună fotografie. Și am urmărit toată cariera. Îmi pare rău, domnul Stephen King, trebuie să te dezamăgesc. Voi vorbi despre... Portocala mecanică. Jack Nicholson. Nu, Portocala mecanică e cel mai supraevaluat film. Iar un film foarte bun, comestibil și plăcut este Barry Lyndon. O ecranizare perfectă. Comparabil cu, trec mai departe, cu Tess al lui Polanski sau nu știu la ce să mă mai gândesc. Sunt câteva chestii de excepție. N-are rost să ne pierdem timpul cu reboot-uri cu, sau reboot-uri, cum le spun eu. Să încercăm să, să reconstruim ce s-a făcut bine odată. Adică ar fi o lez majestate să văd din nou Shining acum, făcut cu, dați-vă un nume. Tom Hanks. Da, 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 s-ar putea. Da, cam rugăm pe domnul. Tom Hanks a jucat cu Tanasie. Da, da, da. Da, excelent. Excelent. Da, da, e scenariul lui. Unul că nu e un film horror. Da. E supranatural. Ceea ce... Exploatează... Michael Clark Duncan este absolut furător. Chiar mai bun decât mi s-a părut mai bun când l-am văzut decât Închisoarea Îngerilor, Shawshank Redemption. Adică le-am pus, parcă era o continuare logică, unul mai ludic, mai distractiv așa. Unul mai întunecat. Și unul mai dark, cum se spune. Cum trebuie să fie la pușcărie, adică lăsați, voi care ați intrat aici, lăsați orice speranță. După ce vezi filmul ăsta și te leagă, te gândești, băi, dacă mă duc acolo, fac și eu. Ei, nu e chiar așa. E greșit să vezi filmul înainte. Da. Să duci la pușcărie nepregătit. Mm-hmm. Da. Corect. Deci pentru pușcărie și este un material didactic filmul ăsta. Nu trebuie să vezi Alcatraz cu Clint Eastwood sau cine era. Sau Sean Connery. Cu amândoi, au fost cu amândoi despre Alcatraz. The Rock. The Rock cu Sean Connery. Unul a făcut așa, unul a făcut Clint Eastwood, a fost în Alcatraz în 67. Vorbim jos pe gardieni, au venit apărătorii credinței. V-ați întâlnit la poartă cu cineva, cu siguranță. Povestim ceva din groază? Nu. Încă nu. Ne amuzăm. Vreau să-mi iau ceva de... Aș mai adăuga ceva, că toate scrierile lui King și implicit ecranizările după romanele lui King pornesc de la un... de la un clișeu. Clișeul de bază este fraza ce-ar fi dacă. Deci toate cărțile... Adică o chestie post-factuală. Ce-ar fi dacă? Da. Ce-ar fi dacă mașina s-ar însufleți și ar deveni autonomă ca în Cristin? Ce-ar fi dacă într-un oraș banal
ca orașul Salem să ar irupe vampirii. Ce ar da. Fi sau o fată de liceu s-a enervat pe colegii da. Și le-a Feri. Dat foc. Băi, ce frumos Feri. Ar fi! Dar ea, e tot al lui? Da, da evident, da, este da. De altfel da. Prima. Prima da. Este Carrie, una dintre cărțile, cum spun, manuscrisul cărții a fost inițial refuzat de foarte multe edituri, pentru că este, de câte mi-am amintesc, prima scriere serioasă la concurență a fost refuzată cu Exorcistul. Și, da, și după aceea, după ce el a devenit cât de cât celebru, toate editurile se băteau ca să da. Editeze Carrie. Ce ar fi dacă un virus ucigaș ar extermina 90% din populația planetei? Asta este în The Stand. Asta este altă idee atrăgătoare. Ce ar fi dacă cineva ar încerca să meargă dincolo de moarte și să recupereze pe cineva drag? Asta este în Cimitirul Animalelor, Pet Sematary. Și tot felul de scenarii în acestea care pornează la ce ar fi dacă același lucru se întâmplă și în Shining, ce ar fi dacă un loc malefic, de altfel locul malefic este un clișeu.